În perioada 30 iunie 1 iulie 2012, Baia Mare a găzduit etapa națională a ediției a 6-a din cadrul concursului Talentul în Negoț. Scopul competiției este cercetarea scripturii. La concurs au participat reprezentanți din majoritatea regiunilor țării. Concursul a cuprins două părți, una orală, numită Memorarea Scripturii, și una scrisă. Participanții probei orale au recitat capitole din scriptură în fața unei comisii. Proba scrisă a cuprins un test de cunoștințe cu întrebări din Biblie. Pot să zic că a fost un pic mai specială din punct de vedere că e și ultimul an în care particip și mi-am dorit mult să ajung până la ultima fază. Ce pot să spun despre faza aceasta? A fost mai greu decât m-aș fi așteptat. Unele întrebări poate chiar au fost puțin interpretabile, însă cu ajutorul lui Dumnezeu cred că a fost un concurs reușit și sper ca în continuare să fie un concurs reușit. Sper ca până Domnul să vină concursul ăsta să țină și copiii să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, că e un mare câștig pentru tinerii de astăzi să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt pentru prima dată la Talentul Negoț cu o grupă de copii din sudul țării și am rămas plăcut impresionată văzând cât de mulți copii din România s-au putut pregăti pentru acest concurs. Sunt anumiți copii care chiar au un dar deosebit pentru atât pentru memorarea scripturii, cât și pentru a reda anumite cunoștințe, anumite învățături din Sfânta Scriptură. Dar pentru asta trebuie depus un anumit efort și apoi rezultatele vezi pe parcurs. Cel puțin vorbesc în dreptul meu, m-am bucurat să văd că o parte din copii într-un timp foarte scurt, să zic doar după ianuarie, februarie încoace anului respectiv, chiar au învățat și s-au prezentat destul de bine. Dacă am ajuns cu o parte din copii până la această fază, înseamnă că s-au văzut și rezultate în urma ceea ce am învățat. După concurs, participanții au desfășurat activități recreative, jocuri sportive și o drumeție la munte. Premierea a avut loc a doua zi. Premianții de la fiecare categorie au primit, prin tragere la sorți, câte un cadou din partea conducerii ATP Exodus Baia Mare.